Salutare din nou! Iată-ne cu rezultatul final la desertul foarte rar și anume turte cu julfă. Julfa este de fapt făcută din cânepă, dar cred că ați auzit. Haideți să vedem cum am procedat cu această julfă. Avem cânepa pe care am dat-o prin mașină, ați văzut videoul anterior la Mamaia. Am pregătit apă caldă, o sită și cu o pânză mai deasă și o altă cratiță oală de care vom avea nevoie. De fapt, noi acum trebuie să spălăm cânepa. Așa este numit procedeul acesta. Turnăm apă caldă într-un bol. Două, trei căni. Iar acum punem cânepa care a fost dată ulterior la mașină. O punem în această apă caldă. Iar acum nu ne rămâne decât să ne băgăm mânuțele și să începem să frecăm în palme cânepa. Veți observa că apa se va face albă, ca laptele. O frecăm bine, bine. Noi, de fapt, vom avea nevoie doar de acest lapte. După ce credem că a ieșit apa destul de albă, o vom strecura prin sita și pânza care v-am prezentat-o. Cu grijă încercăm să oprim tot ce este gros. Dacă vreți, puteți să strecurați chiar într-o sită mai deasă. Eu mă voi proceda în felul acesta. Voi stoarce bine această pânză. Iar toată zeama rezultată o vom pune într-o oală. Oala care va fi pusă pe foc. Priviți ce culoare albă are, exact ca un lapte. Acum, procedeul nu este încheiat. Vom repeta această operațiune încă de două ori. La fel, luăm apă călduță, punem peste cânepă și o frecăm cu mânuțele. În așa fel, vom spăla bine cânepa. Nu vă temeți, nu este un procedeu foarte complicat. Poate vi se pare greu la început,
Nu este atât de greu pe cât pare să faci acest desert. Este mai puțin cunoscut, de aceea pentru unii dintre voi este o necunoscută în zonele voastre. Când apa nu va mai ieși albă ca laptele, atunci ne vom opri din spălat. Dacă vă place rețeta și modul de prezentare, nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Nu vă costă nimic, abonarea este gratuită. Scurgem și a doua apă. Eu între timp mai clătesc un pic pânza sub un jet de apă rece. Nu este obligatoriu. După cum vedeți, am procedat de două ori la spălatul cânepii, acum urmează a treia oară. Deci apa fierbinte, de fapt nu fierbinte, călduță, ajută cânepa să-și lase acest lapte. În jur de 2 litri, 2 litri jumătate de apă călduță. Cam atât vă trebuie. Vom colecta și cea de-a treia apă. Priviți, tot albă este, dar mă voi opri aici. Dacă dumneavoastră doriți, puteți să mai puneți un pic de apă caldă, vedeți dacă mai iese apa ca laptele și puteți să repetați procedeul care vi l-am arătat. Acum vom pune oala pe foc și așteptăm să fiarbă. Veți observa cum pe deasupra începe să se ridice, puțin câte puțin, această julfă. O lăsăm până se formează mai groasă, ca un caimac, pe care îl vom lua cu o lingură și îl vom pune într-un bol. Noi avem nevoie doar de această julfă. Așa se numește. Caimacul de la cânepă. Colectăm bine, până când zeama rămâne curată.
Este a doua oară când fac acest desert, dar pot să spun că am reușit din prima, a ieșit extraordinar. Anul acesta, la fel de bun mi-a ieșit. Sunt foarte mulțumită de rezultat. Am colectat bine informațiile de la mamaia mea. Cu siguranță, în unele zone din țară nu ați auzit de așa ceva. Acest desert se mai numește și pelincele Domnului. După ce am colectat toată julfa, eu am mai pregătit și niște nucă măcinată. Zahăr, eu voi folosi un pic de zahăr brun. Punem 2-3 linguri, chiar 4, în această julfă, pentru că ea nu este deloc dulce. Depinde cât de dulce doriți să o faceți. Dacă nu vreți să folosiți zahăr, puteți să folosiți îndulcitori. Procedăm astfel. Luăm câte o turtă, o înmuiem în apă, în apa caldă. În julfă eu voi mai adăuga și nucă măcinată, care a fost amestecată cu un pic de zahăr. Puteți să gustați această julfă să vedeți dacă vi se pare dulce, dacă o doriți mai dulce. Și vom pune într-o oală, oala în care vom pregăti rezultatul final. Așadar, zeama în care ați fiert cânepa nu o aruncați, pentru că în ea înmuiem turtele. Se ia fiecare turtă, se înmoaie câte puțin, să-și tragă un pic de zeamă, iar apoi turnăm primul strat de julfă. Peste eu voi adăuga și nucă, pentru că am din belșug, și va face totul să fie mai consistent. Înmuiem bine turtițele. Apa trebuie să fie caldă, chiar fierbinte, dar aveți grijă să nu vă frigeți. Când credem că turta s-a înmuiat, o așezăm peste cealaltă și tot așa. Punem julfă, nucă, dacă aveți, dacă nu, puteți să o excludeți. Este un desert foarte sănătos. Cânepa având proprietăți foarte bune, la fel și nuca de altfel. Va ieși un desert de post, care de obicei se făcea în ajunul Crăciunului. Și se servea tot în ajun. În ajun, în primele zile de Crăciun. Procedăm așa până terminăm toate turtele și julfa. Am ajuns la ultima turtă. Nu ne rămâne decât să o finalizăm, iar apoi o vom da la rece. Când am terminat de asamblat desertul, îl vom da la rece peste noapte.
sau cel puțin 24 de ore. În așa fel, turtele vor absorbi toată zeama de la julfă și vor deveni moi. Ca și cantitate de nucă, cred că am folosit 400-500 de grame. Acoperim și îl dăm la rece. Iată cum arată turtele cu julfă după ce au stat o noapte la frigider sau afară, într-un loc răcoros. L-am răsturnat ca pe un tort. Și acesta este rezultatul final. Haideți să vedem și o secțiune. Se taie foarte ușor. Semn că turtele sunt moi. Așa arată. Este foarte moale. Priviți cât de ușor se rupe cu furculița. Nu este dulce tare. Zahărul se simte foarte puțin. Și este desertul preferat al soțului meu. Se servește ca pe tort sau cum doriți să-l tăiați. Vă urez spor la treabă dacă încercați și să aveți sărbători fericite! Like și abonare dacă v-a plăcut rețeta. Iar dacă aveți întrebări, nu ezitați să mi le adresați. Vă voi răspunde în cel mai scurt timp posibil.